Potrivit unui proiect de ordonanță al Ministerului Finanțelor Poșta și vor putea colecta datoriile la stat ale românilor care vor beneficia de facilitățile ordonanței amnistiei fiscale. În baza unei convenții cu ANAF, Compania Națională Poșta Română va transmite o scrisoare de informare privind beneficiile și condițiile de accesare a facilităților fiscale, inclusiv cuantumul total al obligațiilor bugetare restante la data de 31 august 2024. De asemenea, va fi evidențiată valoarea datoriilor ce trebuie achitate, dar și valoarea sumelor ce fac obiectul anulării. În plus, Poșta și vor putea încasa banii prin mijloacele legale de plată. Potrivit ordonanței de urgență adoptate de guvern pentru persoanele fizice cu obligații fiscale restante sub 5.000 de lei, dacă 50% din obligațiile restante la 31 august 2024 sunt strânse până la data de 25 noiembrie, se anulează 50% din obligațiile fiscale principale și toate accesoriile aferente. Pentru persoanele fizice cu obligații fiscale restante peste 5.000 de lei, dacă 75% din obligațiile restante la 31 august sunt ținse până la data de 25 noiembrie, se anulează 20 5% din obligațiile fiscale principale și toate accesoriile aferente. Această măsură este concepută pentru a încuraja plata voluntară a obligațiilor fiscale în funcție de cuantumul datorilor restante. În prezent există în România un număr de 122.000 de contribuabili persoane fizice care registrează obligații fiscale principale restante, ale căror cuantum depășește plafonul de 5.000 de lei.